Peste 800.000 de pensionari nu primesc majorare după recalculare. Conform datelor prezentate de Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu, 82,56% dintre pensii, adică peste 3.800.000, vor crește după recalculare. Creșterea medie procentuală este de 26,65%, adică o creștere medie nominală de 622 de lei. Nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar au pensii diferite. Guvernul Ciolacu asigură creșterea sustenabilă și continuă a pensiilor, în lege s-a introdus un mecanism care garantează creșterea anuală a pensiilor fără a crea dezechilibre bugetare. Am eliminat pragul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, care ar fi putut duce la înghețarea pensiilor până în 2070. Ministrul Muncii a anunțat că după recalculare peste 90.000 de pensionari ies din categoria beneficiarilor de pensie socială. De asemenea, pentru pensionarii încadrați în grupe de muncă, noua lege a pensiilor menține toate drepturile câștigate în baza cadrului legal anterior pentru cei care s-au pensionat înainte de 1 septembrie 2024. Impactul bugetar pentru 2024 după recalcularea pensiilor este de 9,45 miliarde de lei.